Pe lângă simulările evaluării naționale și examenului de bacalaureat, Ministerul Educației a introdus din acest an și evaluări la clasele a doua, a patra și a șasea. Această noutate a stârnit nemulțumiri în rândul mai multor profesori examinatori, iar cadrele didactice au cerut bani pentru munca prestată în comisiile de examen ale simulărilor. Ministrul de resort, Remus Pricopie, a reacționat, declarând că până acum nu a fost vorba despre nicio plată, întrucât activitatea de corectare a lucrărilor se desfășoară în timpul programului de lucru. Dacă în alte județe profesorii amenință chiar cu boicotarea simulărilor pe motiv că nu sunt plătiți, la Giurgiu situația este suficient de clară. Este prevăzut în legislația aferentă de anul acesta acestor examene naționale pentru simulări, pentru evaluările de la clasele a doua, a patra, a șasea, profesorii care fac parte din comisiile de corectare să nu fie plătiți pentru munca aferentă. Chiar la videoconferința din ianuarie, domnul ministru sublinia că aceste corecturi, aceste evaluări ale lucrărilor sunt făcute în timpul programului unui cadru didactic, programul nostru fiind, norma noastră zilnică fiind de 8 ore pe zi și atunci se includ în cele 8 ore și vor fi neplătite. Cadrele didactice din comisiile de examinare ale examenelor naționale primesc bani doar pentru testările reale din vară. Profesorii sunt plătiți cu câte 3,30 lei pentru fiecare lucrare corectată, iar dascălii supraveghetori primesc 19 lei pe zi.